Salutare, oameni, și bine ați revenit. Astăzi vă prezint minunea de Asus ROG Phone 6, un telefon care o să aibă 3 ediții, 2 cu 6 și una cu Pro, care este mai bine dotată. Nu sunt diferențe mari între ele, e vorba doar de RAM și de stocare. Varianta de bază, 12 GB de RAM, 256 de stocare, va costa 5.100 de lei, 5.099 lei, ca să fiu mai exact. Iar apoi prețul urcă pentru varianta de 16 GB de RAM și 512 de stocare, iar asta de top, care se numește Pro, are de fapt 18 GB de RAM, 512 de stocare, deci cam maximum disponibil la ora actuală pe un telefon. Evident, arată excelent, se mișcă excelent, are bateria de 6000 de mAh, are camere foto mai bune ca anii anteriori, are un display fără egal, construit special pentru jocuri, deci sunt puține lucruri care se pot reproșa. În plus, are un ecosistem de diverse accesorii, astea incluse în cutie husă și sticlă pentru protecția ecranului, cooler pentru răcire, pentru cei care joacă foarte intens, și o să vedem ce mai găsim în cutiuța lui originală. În plus de asta, după cum se vede, un design unic care include aceste ecrane pe spate, chestia asta care luminează de aici, air triggers, care sunt niște comenzi speciale, care sunt unice pentru acest model, pentru gaming, și la fel, mufă de USB Type-C plasată pe lateral, astfel încât să poți să se încarci în timp ce joci. Evident, au crescut viteza de încărcare la 65W, deci acum cam în 40 de minute este full. Evident că nu trebuie să aștepți tu după încărcare. Din contră, eu vă zic la astea cu fast charging, lăsați-le 10 minute, un sfert de oră la încărcat și ieșiați suficientă energie pentru restul timpului. O să vi le prezint pe toate din mână, o să vă arăt ce teste am făcut pe el, se mișcă foarte bine, are cele mai bune rezultate de până acum în teste, datorită noului procesor Snapdragon 8 Plus Gen 1. În mod normal ar fi trebuit plusul la final, dar văd că l-au pus exact după 8, adică Snapdragon 8 Plus Gen 1. Cam asta e denumirea oficială. Și este primul cu acest procesor care a ajuns pe piața locală și așteptăm să vină și altele în curând, dar deocamdată cine vrea performanțe maxime, nu există alternativă la ROG Phone 6. Terminalul în variantele ROG Phone 6 de 12 GB 256 și de 16 GB 512 o să ajungă mai rapid în magazine. Cred că o să fie de săptămâna viitoare sau ceva de genul ăsta. Iar versiunea de top Pro, ROG Phone 6 Pro, care va avea 18 de RAM și 512 de stocare, ajunge abia spre finalul lunii august la un preț de circa 6500 de lei. Adică ăsta e maximum care poate livra Asus la ora actuală și va fi telefonul suprem pentru aproape un an de zile până când va apărea ceva peste el. Sigur că și ceilalți au pregătit telefoane de gaming, se știa de lansarea noului Snapdragon 8 Plus, am văzut modele, telefoane de la Lenovo, Nubia, care este fosta divizia lui ZTE și scoate telefoane sub brandul Red Magic, divizia de gaming asociată cu Xiaomi, care este Black Shark, și alții vor lansa telefoane care să aducă nou procesor, care pune în primul rând, în prim plan, gaming-ul. Desigur că faptul că e bun la gaming, exact cum se întâmplă și la laptop sau la desktop, îl face să fie mai performant și în aplicațiile celelalte, în aplicațiile de editare foto-video, în aplicații 3D, în aplicații mai intense din punct de vedere al procesorului și al graficii 3D. Cam asta este cu noul model. Vreau să vă arăt cât mai multe de sus, da, este un terminal destul de scump, dar este peste rival la multe capitole. Cred că poate doar pe zona de foto îi se poate reproșa că nu a avansat foarte mult, adică ei nu au niciun acord cu mai producător foto, cum au ceilalți cu Leica, cu Zeiss, cu Hasselblad sau cu alte branduri mari din fotografie. Dar, pe de altă parte, se descurcă destul de bine și la fotografie și o să vă arăt camerele și cum s-au descurcat ele la test. Haideți să-l vedem din mână, vedem testele hardware, vedem, facem testul de audio-video și la final vă arăt și accesoriile ca să
tragem o concluzie dacă merită sau nu merită cumpărat acest telefon. Hai să vedem! Gata, am revenit de sus să vedem mai bine ce și cum aici. Nu o să scot toate astea, o să vă arăt aici că este o husă care protejează marginile cu un cauciuc negru și este transparentă pe spate. E foarte bună în cazul unor căderi sau așa, pentru că trebuie să protejează și ecranul și mufele și toate chestiile astea. Asus a decis de asemenea să pună un glass screen protector, o folie de sticlă care să protejeze ecranul și să o ai acolo în caz că ai nevoie. Și, de asemenea, binecunoscutul cooler care se atașează pe telefon. Și avem și aici o husă care este neagră. Văd că n-a mai fost testat până acum. Este un pic mai mare decât ediția din anii trecuți. Haide că îl scot eu de tot. Așa, băieți. Da, se pune pe spatele telefonului și răcește, astfel încât toată căldura asta să se ducă. Are și butoane fizice. Hai să vedem cum vine. Da, se și luminează că s-a conectat la asta și a început să răcească. Da? Update your accessory firmware. Deci a descoperit că există un firmware mai nou pentru acest accesoriu și dă un firmware până când. Vă mai arăt eu prin cutie. Are un sunet de cooler de laptop, adică chiar bujie. Cutia se deschide așa. Este aceeași cutie hexagonală care arată destul de ciudat. Avem încărcătorul de 65 de W, cablu. Da. USB-C, USB-C la ambele capete, exact cum ar trebui să fie ca să poți transfera foarte rapid și de pe laptop, de exemplu, de pe telefon, pe laptop, pe mufa de USB-C. Rămâne un accesoriu foarte mișto și foarte util pentru, în special pentru telefoane de gaming care tind să se încingă, dar nu e cazul ăsta. Asta chiar nu se încinge. Folosește procesorul destul de bine și, cum să spun eu, echilibrat. Interfața ROG, binecunoscută cu iconițele ei speciale. Nu e obligatoriu să o folosiți pe asta, puteți porni și cu interfață clasică care e foarte aproape de Android-ul curat, dar n-am vrut să o folosesc ca să avem experiența unui telefon ROG. Și avem aici, din prima, a avut un sistem update pe care l-a făcut după ce l-am scos din cutie, după care am rulat testele de baterie. Fără nicio mirare, nu ține foarte mult nici cu 6000 de mAh, pentru că e procesorul nou foarte puternic. Însă, dacă îi rulați în modul celălalt, o să vă arăt modurile mai departe. Uite, 18 GB de RAM n-am văzut până acum pe un telefon, 512 de stocare. Detalii despre procesor aici, nucleul X2 de mare putere la 3187 MHz, 3,18. Și 3 nuclee A710 de putere la 2,7 24745. Este o bestie. Este un telefon mai puternic ca multe laptopuri. Ecranul este însă Full HD, deși e AMOLED. 2448x1080, 6,75 și în schimb are rată de refresh 165 de Hz, deci stă la 165, la 144, la 120, în funcție de cât ai nevoie. Scoruri foarte bune în teste, 1314 single, 4200 multicore, 1300 aici am văzut, 110, 1.100.000, 1.000.000, deja s-a trecut pragul de 1.000.000, 1.100.000 în AnTuTu, stocare de foarte mare viteză. Și aici vreau să vă arăt, n-am ajuns la modul încă. Al doilea update.
La nici 2-3 zile după ălalt, 300 de mega de update-uri, successful și aici cele 3 moduri. X-Mod este modul de gaming în care l-am pus acum. Dynamic e un mod adaptiv în care combină puterea cu autonomia și Ultra Durable când vrei să te o ține bateria. Dacă îl treceam în Ultra Durable, sunt convins că se duce spre 16-17 ore de utilizare. O să mai repet testul odată și o să pun separat dacă mai am timp. În modul X-Mod, 1.119.000, deci 1.120.000 e mult, e deja un record. Aici n-a mai crescut, 1.315 single, 4.100 multicore, dar oricum trebuie să reținut și faptul că nu am folosit ventilatorul deloc la testare. Dacă folosiți și ventilator și răcire, îl puneți în aer condiționat, sunt convins că scorurile vor fi și mai mari, și mai mari. Dar na, nu scorul de la Antutu este foarte important în final. Importantă este experiența ta și cum se va descurca în timp. Și aici ei stau de obicei destul de bine. M-am jucat cu camerele foto. Putem observa că au o procesare mai bună a fotografiei decât multe alte telefoane care sunt pe piață. Dar, pe de altă parte, nu este un terminal foto. Deci este un terminal de gaming și asta e focusul lui principal. 64 de megapixel ar fi suficient și au un algoritm foarte bun. Pozele sunt foarte curate, fără aberații cromatice, fără pixelare, fără lucit, fără alte erori care apar la foarte, foarte mulți alți competitori. Uite aici, o floare oarecare făcută. Se vede senzațional, mie îmi place foarte mult. Sigur că aștept și Zenfone-ul care trebuie să vină în noua generație și sunt convins că și Zenfone va avea modulul foto la avansat al lor, foarte mișto rotativ, adică să vedem dacă va păstra sau nu, că habar n-am, dar sigur va avea mai mult focus pe partea de foto decât ăsta de gaming. Ăsta e doar de gaming, are un zoom de 2x, după cum se poate vedea în poza asta. Aici e ultra-wide, aici e 1x și aici este 2x. Deci cam asta e. O poză macro cu modul din inclus în meniul camerei foto. Aici lumini și umbre. Am încercat să văd dacă se descurcă cu HDR. O se descurcă destul de bine, deși uite, aici e și foarte întunecat, iar aici e și foarte luminat. Dar nu e foarte nasol, se poate înțelege fotografia completă și se poate utiliza. Iar și aici la fel, am vrut să văd dacă lucesc mașinile astea din spate, n-au lucit, au ieșit destul de bine, se poate mări foarte mult în poză. Bineînțeles că, exact cum ne putem aștepta, are sunet stereo și Dolby și multe, multe alte tehnologii de audio și video. Difuzoare stereo pe ambele părți și asta vă oferă experiență bună și în jocuri și în tot ce vreți. Și bineînțeles, un ecran de calitate foarte bună. Haideți să vedem și video. Ok, ca să tragem o concluzie la final, avem un telefon de gaming foarte bun cap-coada, adică procesorul cel mai puternic, chiar că cel mai puternic de anul ăsta, deci n-ai ce să-i reproșezi. Deocamdată nici MediaTek Dimensity 9000, nici altele nu au ajuns la performanțele astea.
Stocare și RAM fără egal, 18 GB de RAM, 512 de stocare UFS 3.1, foarte, foarte bune performanțe la scriere, citire și la toate testele astea alte. Bateria cea mai mare disponibilă pe un flagship la ora actuală. Sunt două module de 3000 reunite într-o baterie de 6000, încărcare cu 65 de W. Aici, sigur, puteau să mai lucreze, să bage 80, să bage 120 de W, dar și-au lăsat și pentru la anul ceva de făcut. Camerele foto nu sunt cele mai puternice de pe piață, 64, cea principală se descurcă foarte bine, avem ultra-wide și avem un zoom de 2x. Și bineînțeles o cameră de selfie destul de decentă pentru comunicații, pentru chat și pentru toate celelalte. Dar focusul lui nu este pe fotografie, ci pe performanță de gaming. Ecranul AMOLED are rată de refresh 165 Hz, iarăși cea mai mare, unde la gaming fiecare milisecundă contează. Touch sampling rate, rata de eșantionare tactilă, cum zic ei, este de 720 Hz, iarăși una din cele mai mari disponibile pe un ecran. E un ecran făcut de Samsung. Și bineînțeles, avem la pachet un design unic cu elemente din gaming, cu ecranele astea suplimentare de pe spate, cu toate chestiile astea specifice brandului Asus ROG Republic of Gamers, cu mod dedicat de gaming care crește performanțele, cu interfață de gaming și așa mai departe. Adică nu trebuie să vă mai explic eu că este un produs premium cu focus pe gaming, adică pentru cei tineri, pentru cei pasionați de jocuri video, pentru cei care petrec foarte mult timp jucându-se pe telefon. Dar nu este obligatoriu să vă jucați pe telefon, el poate fi telefonul principal pentru alte activități care necesită aplicații intensive, inclusiv cele de birou care au necesit aplicații intensive se vor mișca mult mai rapid pe un telefon de genul ăsta. Plus că cea mai mare baterie de pe un flagship justifică achiziția. Cum spuneam, sunt trei modele lansate astăzi. ROG Phone 6 cu 12 GB de RAM, 256 în varianta mai modestă, la 5100 de lei, modelul cu 16 GB de RAM, 512 de stocare, care costă vreo 6000 de lei sau ceva de genul ăsta, până în 6000, și modelul de top, care va veni în august, cu 18 GB de RAM, 512, care costă 6500 de lei. Ați văzut și accesoriile, ventilator, huse, sticlă de protecție pentru ecran și toate celelalte care vin la pachet cu el, deci cam asta e. Merită și nu merită în funcție de bugetul fiecăruia. Acum nu sunt foarte multe terminale de top care ar merita banii, dar acolo la vârful clasamentului undeva, unde sunt și cele mai scumpe și cele mai performante, acolo candidează și ROG Phone. Aștept să vină în curând și Zenfone, abia aștept să văd ce noutăți se anunță legate de el, pentru că sunt convins că va fi iarăși unul din cele mai interesante terminale de anul ăsta. Ne auzim în curând cu teste și lansări noi. Baftă! Ciao!